zicem așa. 86.938 86.000? Da, 86.938. Nu credeți că e mare? Nu. Împărțit la 900, nu, 98. Împărțit la 98. Aici trebuie număr de 3. Eu nu cred că e de 3. Dar de cât de 10? Eu zic de 3, asigurat. Eu zic de 2. Tu zici de 2 cifre. Eu zic de 3. Stați, de ce zici de 3? Stați 2 secunde, lăsați-mă 2 secunde. Nu, 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 bine ce faceți acum. Argumentează tu. De ce ai zis din 2? Pentru că... De 2 sau de 3? De 3. De ce ai zis tu din 3? Pentru că 98 e cu 86. Și mai rămâne... Urmărește-l acum, că s-ar putea să ai argumente... Da, 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 da. Deci 98 și 86 nu merge la... Ca să iei 2 și 2. Ca să iei 2 și 2, nu merge. Nu ai cum. Și atunci iei 3 deodată din start. Și rămând, luând 3, ai o cifră și încă alte 2. Deci în total vor fi 3 cifre. Ai zis bine, da? Da. Deci o secundă. Când ai luat pe 98 în grupul ăsta, ai o cifră construită. Cobor cifra asta și ai a doua. Și cobor pe cealaltă, ai a treia. Deci adică, ai 3 cifre. Adică din 3 cifre era corect. Din 3 cifre este corect. Dar n-ai avut argument foarte temeinic. Deci n-ai știut să argumentezi, să spui așa. Domnul profesor, din 3 pentru că 98 față de 86 cere 98 e mai mare. Atunci eu trebuie să plec cu 3 cifre la început. Și mai rămân 2. La prima cifră construită mai am 2 cifre de a, când cobor pe 3, cobor pe 8. Și atunci, lungimea numărului pe care îl voi găsi este din 3 cifre. Odată, pentru situația asta, când ăsta a mers în grupul de aici, când cobor pe 3, încă o cifră, și când cobor pe 8, încă o cifră. Deci e clar din 3. Asta așteptam la tine. Da, dar acum, vorbește tu. Eu am spus 2. Care a fost motivul? Nu, dar nu trebuie să comentezi că ai spus o mare prostie. Am văzut că e mare prostie. Care a fost logica pe care o urmărit? Mi-am dat seama mai ușor. Să vedem. Păi să terminăm. Eu m-am gândit așa, că 98-869 și apoi am uitat de fapt că să cobor multe pe 32 și am uitat așa. Și m-am gândit că trebuie să cobor direct pe 38. Totuși am fi un număr din 2 cifre, dar m-am gândit greșit, am avut eu o chestie ca pe păi acum, după toată chestia asta, ce trebuie, ce rămâi tu din discuția asta noastră? Că trebuie să mă uit, și că nu se coboară câte 2 cifre. Se coboară câte o singură cifră. Și pentru... Este esențial, te rog, Davide, iar își face așa greșeală. Tocmai vreau să scot în evidență faptul că atunci când coborâm, când continuăm algoritmul, coborâm câte o cifră. Nu două deodată. Și fiecare cifră care, pe care o coborâm înseamnă o situație de aici. Da? Încă o cifră construită acolo. De aceea nu știam cât de 3 cifre. Deci faptul că te-ai gândit la două odată este o mare greșeală pe care nu trebuie să o mai repeți. Poftim, Davide. Eu am făcut pe logică. Cum? Cum? Care? Păi normal, dacă la patru cifre e de 2, la 5 cifre o să fie de 3. Depinde la 6 cifre o să fie de 4. Păi vezi? Că e de 4 trebuie să... Deci tu vrei să zici așa că e de 3 cifre? Da. Pentru un raționament? Pentru număr de 5 cifre. Deci când un număr e de 5 cifre... Da, rezultatul fie de 3 cifre. Dacă împărțim la 2... Rezultatul mereu va fi de 3 cifre. Rezultatul va fi mai greu de 3 cifre. Ia uite, am să-ți dau așa. 8, 6, 9, 3, 9, împărțit la 54. Câte cifre crezi că vai avea acum? Am avea 2. Cât? Să-ți mântesc. Analizați. Nu pronunțați până când nu vezi. Eu cred că vom avea 4. Tu spui de ce? 4.
Tu, Davide? Top 4. Sunt sigur, am văzut acum. Da. Poți să-ți spun? Da, te rog. Pentru că 54 nu mai este ca în situația de sus, că trebuie să capăt în cele 3. 54 mă încape foarte frumos în 86 odată. Deci nu-i nevoie să iau 3 cifre la debut. Și au numai două, îmi apoi, permite. Da? După numărul, îl coborăm pe 9 și vom avea din nou un număr, apoi pe 3 vom avea din nou un număr și apoi pe 9 și vom avea din nou un număr. Deci 4 cifre. Yes. Foarte important, foarte important, dragilor. Acum am înlăturat, vezi dacă am avut răbdare și am înțeles că nu se coboară câte două cifre, decât câte una și când am coborât una, construim una aici. Dar chestia asta contează împărțitorul. Sigur că da. Împărțitorul deci, e cel mai important. Deci împărțitorul te dirigează spre rezultatul, cât un împărțit. Dacă ai două și mergi deodată în două, ai reușit. Ești formidabil de bucurat. Dacă nu, trebuie să te împrumuți și de acolo câte cifre mai ai de coborât, plus una care ai de debut, acolo? Deci clar știi rezultatul. Acum, acasă, Îmi faceți 10 împărțiri, încât un număr, atenție, 10 împărțiri. Deci temă. 10 împărțiri. Un număr, nu, de împărțitul să fie de 5 cifre. Împărțitorul pentru fiecare, dintr-o cifră, două sau trei. Deci, ați înțeles 10, cum le faceți? Spune așa. Vreau să fac... de 5 cifre azi, nu? Da. E așa, 86... Una, două sau trei. Una, două sau trei. Păi dacă una, domn profesor, dacă facem, de exemplu, 99.999 împărțit la 9. Ai bine. Eu vreau să vă spun că nu cu una, cu două sau trei faceți. Cu două sau trei. Okay, deci de fiecare din ele. Deci 86 din unul împărțit odată la 54, exemplu, și pe 86.939 îl împărțit la 500, și 500. Deci practic 7. O să avem 20 de împărțiți acolo. Da, 20, că fiecare câte două variante. Oh, da? Deci asta 20 de împărțiri. Ca să exersăm pe chestia asta, să înțelegem. Dar, profesor, știți ce ar fi? Nu le dau eu, ne luați voi. Da, și vă vreau să mai ușor de caiete. Da. Da. Mâine arătăm la camere toate. Da. Dacă, de exemplu, noi am avea acolo, de exemplu, 86.934 împărțit la 54 și la celălalt avem 800. Bine, ce exemplu vrei tu? Ți le numai să fie de corect făcut. Corect. De începând de astăzi, deci cerința care vine, astăzi am ratat-o, dar cerința care vine, cine nu respectă regulamentul pe care îl introduc acela, de a fi atent în timpul lecției, când unul dintre voi ridică mâna și se ridică numai mâna, ridică mâna atât, fără să-l presați pe celălalt, dacă celălalt a început să vorbească, ai lăsat mâna jos, nu mai ridică mâna ca să-l presăm pe el, ci urmărim ce idee are colegul tău. Și o urmărim că din discuția purtată cu el și tu trebuie să înțelegi. Ceva. Nu stai cantonat pe ideea ta, nu stai la ideea ta și tu nu-i interesează. Vorbește el ce spune acolo. Numai eu... Mai așa veți merge. Da. Și veți fi bun. Da, asta este esențial. Să ascultă, îl urmărim și dacă vezi o slăbiciune, atunci te anunți și spun, uitați că a făcut următoarea afirmație. Nu-i corect. Corect. Și atunci trec la Darius. Și tu te rog, ce idee ai avut? Davide, tu ce idee ai avut? Păi asta a fost. În timpul ăsta... Tu taci. Nu se comentează nimic decât urmărim ce idee ai. S-ar putea spune ce părere a avut ideea lui și dacă nu mi-e comentat, înseamnă că n-ai folosit discuția. Da, n-ai fost atent. Corect. Haideți să ne respectăm, să învățăm. Asta e disciplina la clasă. Ne disciplinăm, că numai așa veți avea de câștigat. Și mai așa veți înțelege și mai așa veți fi bun. Fiecare face ce vrea. Păi trebuie să-i țin la clasa a șaptea, să vadă un pic cam cum discutăm acolo. Chiar 5-10 minute aș vrea să-i rețină, să vadă ce se întâmplă. Că-i pun pe rând, deci fiecare, să-i exprime părerea,
N-a înțeles acela întrebări. Și acolo lucrăm prin direcția cine asta. Cine știe, merge înainte să vedeți cum pleacă înainte. Cine știe, nu, eu vreau să zic, eu vreau să zic. Ăla pleacă înainte, frumos lucrează. Alte ieșițuri și alte ieșițuri, își vede treaba. Da. Deci a fost de lucru, dar l-am înțeles că așa este. Da. Deci nu am altă soluție decât aceea să ne disciplinăm. Că altfel, cu harababura de la clasă la voi, continuăm și aici și nu facem nimic. Exact. Și lecția nu este cum trebuie și eu nu sunt loc încântat. Eu sunt obișnuit să mă urmăresc un rațional pe la capăt, să mă duc, să vedem, îl corectăm, ne întoarcem înapoi la celălalt, vedem. Dar cu toții... Numai așa învățăm matematică. Numai așa, domn profesor, n-avem nicio șansă altfel. Ne oprim aici, dragi ori. Hai, ziceți finalul. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Nu oprim, nu oprim. Nu oprim, facem sinteza. Sinteza, da. Sinteza. Știi, nu, vezi că de-o la lăsat. Ei, da. Păi nu știu de asta, acum am aflat. Eu îmi vorbim cu mama și tot copilul ăsta. Ordinea, efectorii. Acum facem. Ce ordinea efectorii cooperațiilor. A, probleme? Exerciții se numește. A, da. Exercițiu necunoscută. Doi. Ordinea efectorii. Parantezelor. Teore, împărțirii cu rest. Sau nu, a fost da, a, da, da, cu rest. Deci ordinea efectorii parantezelor. Trei. Teorema împărțirii cu rest. Corect, da. Da, tabla mulțirii, domn profesor. Uite, dacă vrei, dacă mai este să mă luați, mai să algoritmul împărțirii, da, asta a fost. Algoritm se numește. Da, da, da. Algoritmul. Alo. Nu e. Da, da, mami, sunt la treabă. Da, da. Perfect, perfect. Test, test. Deci, teoria împărțirii. Algoritmul împărțirii, da? Și exerciții, nu? Exerciții cu povestea asta. Ne oprim aici. La revedere! La revedere! Hai să oprim!